și chiar l-am întrebat de fiecare dată ce părere are despre un copac sau altul care necesita toaletat sau chiar eliminat. Spuneți, domnul Balan, am luat vreodată din punctul nostru de vedere vreo decizie greșită noi comisia? De când ați intrat dumneavoastră în comisie? Da, da, numai de 3 ori am participat, din păcate. Am crezut că va fi o chestie permanentă. Și eu chiar aș dori treaba asta, nu eu personal, un ecologist, poate fi și altul, din organizația noastră să facă parte din această comisie în continuare. Pentru că, sincer să fim, după câteva mici bubuieli și scandaluri și în presă și în televiziune, chiar televiziunile și înaintea mea au arătat aspectul respectiv, în schimb s-a corectat mult de când a venit domnul primar Crețu, căruia îi mulțumesc pentru înțelegere și că m-a invitat, datorită domnului viceprimar Avram, care este extraordinar deschis la capitolul acesta și colaborăm foarte bine cu dânsii. Țin să le mulțumesc. Dar există un dar. Totdeauna există un dar. Dar dacă după nu te câteva super... scandaluri s-au îndreptat lucrurile. Domnul Bălan, acum dacă nu te super, vreau să, că prea vreau să mă duc la cei copaci de care dumneata făceai vorbire. Într-adevăr, acum sper... La cioate, nu? Nu, la cei brazi care spui că au fost. Nu mai sunt, au fost. Păi, nu mai sunt. Da. În momentul în care am mers acolo, am impresia că și domnul Bălan a fost atunci. Treaba, domnul Bălan nu vrea să fie tăiat. Nu. A trecut cineva care locuiește în zonă și a zis, cum să-i tăiesc? Dar uitați-vă la ei că arată destul de bine. Da. Sunt înalți, sunt frumoși, dar ei erau crăpați de sus și până jos. Dar uscați. Fără niciun pic de vegetație. Fără niciun pic de vegetație. Într-adevăr, reprezentau un pericol. Erau ca turnurile gemene fără viață. Dar cum să-i tăiesc? Dar uitați-vă. Sunt păreri și păreri. De aceea este bine când să un copac e uscat, eu cred că părerea e clar. Și dați-mi voie să vă rog ceva acum public. Am mai făcut-o într-o emisiune, probabil că n-ați văzut-o dumneavoastră. Și probabil că n-aveți putere. În cimitirul evanghelic din centrul orașului, nu intru acum în problema cât de legal este să nu să avem cimitire în centrurile de oraș în Uniunea Europeană, poate e. Dar asta este, acum nu putem muta cimitirul. Este un astfel de brad, dar cred că e dublu de înalt cât ceilalți și stă frumos la fel de uscat de cel puțin 3 ani. Se vede foarte frumos de pe străduța aceea, Vasile Alexandru, nu știu cum se numește, de la muzeu, care intră înspre Ștefan cel Mare. Știți strada? Practic merge paralel cu acel cimitir. Vasile Lupu. Acel cimitir este în administrarea parohiei evanghelice. Dar acel copac poate cădea până pe blocuri, adică poate afecta și domeniul public. Și undeva în lege, domnule viceprimar, scrie că dacă de pe o proprietate privată există astfel de copaci periculoși, primăria e obligată să ia măsuri. Este primăria. Și vă rog să vă implicați, dacă nu e cu supărare. Noi o să ne implicăm. Așteptam sesizarea administratorului din zona respectivă, are un administrator cimitiru. Acel administrator ar fi trebuit să vadă că acel copac reprezintă un pericol pentru trecătorii prin zonă, zic eu. Și atunci, dar arată și hidos, să vezi un arbore fără nici pic de vegetație de ani de zile, să-l vezi acolo ca o statuie nereușită și nu vreau aveți să dreptate. Asemăn deci asta cu nimic este aici. O chestiune care aveți dreptate. Da. N-am deci, zis și nu... Probabil că mai sunt, probabil că primiți sesizări și eu mă bucur când sunt oameni ca domnul Bălan, ca domnul Bozeșan, ca domnul Măierean, domnul Tănase, avem așa un cer de 5-6 omniprezenți. Și mai avem 5 minute după care dăm drumul telefonului să vedem cât sunt de prezenți. Până atunci aveți cuvântul, domnule Bălan, da, vă mulțumesc. Cu privire la dealul Codrișor, după care intrăm și pe problema parcărilor ecologice. Ne bucurăm că de inițiativa primăriei față de acest proiect. Sigur că da, asta rog, ne face... mă scuzați, regia, să mai dea drumul la imagini, să mai vedem imagine puțin cu dealul Codrișor. Vă rog. Dacă impactul nu va fi foarte negativ asupra vegetației, este bine că s-au luat asemenea măsuri de modernizare. Nu suntem așa de habotnici sau vârful, de... Vârful, da? Da, da, da. Acolo va fi restaurantul Belvedere. Sau non-conformiști. Sigur că da, este nevoie de o zonă tampon de agrement și numai și numai la așa ceva se pretează dealul Codrișor. Iacătă o parte din bistrițenii noștri, cei din zona Codrișor, încep să se liniștească, din câte am sesizat, că au încredere probabil că nu va mai trece acea centură 200 mi-era din frică zonă. Să deschideți cutia Pandorei și n-aveam de gând să intru în această discuție. Nu pentru că acolo. Eu, unul ca jurnalist, nu înțeleg nimic din această centură. Și nu vreau la rândul meu, ca alți colegi de breazlă, să dezinformez în continuare. E un lucru despre care încă nu se știe nimic clar. Deci, ori da. Mi se pare absurd și prematur să tot vorbim că se va face sau nu se va uite face. Uite că m-a luat gura da, pe bine aici. Dumneavoastră știți ceva concret, domnule Bălan, despre centură? Nu. Exact. Este când necesară... pe domnul viceprimar spune că după părerea dânsului ar fi bine pe la... Deci,
eu zic că trebuie să devenim maturi până la urmă. Acum, nu e nimic concret, da, cu centura să vă spun asta. De ce mă aflu eu la, în studioul nostru, n-am venit nici pe post de adversar, nici pe post de concurent cu cineva din primărie sau din Consiliul Local. Am venit pur și simplu ca să explic bistrițenilor și administrației, celor care ne privesc și ne aud, că populația dorește din ce în ce mai mult bistrițenii să ia parte la luarea deciziilor. Noi, ecologiștii, nu suntem numai spectatori. Ați auzit de conceptul democrație participativă? Sigur că da. Și este aplicabil chiar vă, sau aplicat chiar, chiar vă rog aici să citiți dumneavoastră, domnule director, ce scrie în acest material. Da, vă rog să citiți să vedem ce zice aici. Titlul de Bus, bază de sus. Colega noastră a semnat articolul, nu știm în ce vreme. Titlul de sus. Consilierii PDL cer cetățenilor Bistriței să se implice în realizarea obiectivelor de interes public. Fiecare consilier local poate să fie un deputat pentru cetățenii din Bistrița. Atitudinea celor 8 consilieri locali PDL va fi una extrem de constructivă, extrem de apropiată de cetățeni. Semnează? Carmen Bulz. Bun. Și jos scrie Ioane Lubotiș. Așa, este discursul domnului Lubotiș, deputat. Credeți că se întâmplă așa? Ori aici este problema. Adică faptul când că fiecare consilier local trebuie sau poate să fie un deputat. Da, da. Eu am fost la câteva ședințe de Consiliu Local, la vreo 6-7, în decursul anilor 2006 și până în prezent. De fiecare dată, îmi pare rău că trebuie să subliniez, am găsit o atmosferă destul de opacă, de rece, în sensul că pur și simplu am impresia că domnii consilieri locali, indiferent că-s de stânga, că-s de dreapta, în ultima vreme îmi pare rău să precizez și treaba asta, pur și simplu am impresia că sunt deranjați de cererile cetățenilor. Și asta vă spun deschis și foarte... Punctual. Dumneavoastră știm că sunteți un cetățean, cum am spus, omniprezent în viața publică a orașului și chiar spuneam la un moment dat că ar fi bine poate să punem la cale o asociație puternică a cetățenilor neimplicați administrativ. Da? Și poate că așa, și din primărie și din alte instituții, dar... Concret, ați început concret. Cu vedeți, am claxonatul. Vedeți. Ce ați reușit? Nimic. Nimic. Chiar au nimic cu mare. Am văzut totuși ceva la... Foarte puțin. Un anunț pe la poarta la biroul stării civile în care cetățenii care se căsătoresc sunt anunțați să nu folosească claxonele. Vă mulțumim și cu asta basta. Amintește acolo articolul vă pregătește așa o surpriză, mai departe. Probabil. Nu știu de ce dar, zâmbește. Numai puțin. Numai puțin. Noi am cerut și amplasarea unor indicatoare de circulații noi la toate intrările și ieșirile. Ce vi s-a răspuns? Se vor face când avem bani. A, tot da vina că nu sunt bani, nu este o justificare. Claxonatul interzis? Da, da. Vedeți, dumneavoastră, chiar și un copil și... Da, dacă tot... domnul primar, da. Vedeam eu că zâmbește și ne-a pregătit o surpriză. Da. Vedeți în telefonul domniei sale ce arată la toate aici? Intrările în municipiul Bistrița sunt amnațate măsură că camera poate să focalizeze. Domnul Bălan, le-a spus azi noapte. Au fost puse în 18 decembrie 2009. Câte bucăți? La toate intrările în oraș. Eu vă duc când coborâm de aici și vi le arăt. Uitați-vă pe deal când coborâm de aici din emisiune. E surpriză. E surpriză. Gata, sunteți buni, ce mai? În ședința de joi a Consiliului Local s-a spus că încă nu avem banii pentru acele tăblițe, că costă, că trebuie să ne pregătim. Eu vă duc și vi le arăt. Eu vi le arăt acum, când coborâm. Într-adevăr, mi-ați făcut o surpriză. Vă felicit, la modul sincer. Bun, gata. Deci am făcut pozele pentru că eu am reținut. Mulțumim, domnul primar. Eu am reținut ce ați spus dumneavoastră în ședința Consiliului Local când ați spus că nici până astăzi nu au fost amplasate. M-am dus pe loc să le văd și am verificat. În 18 decembrie 2009 au fost montate aceste indicatoare. Haideți să vedem, dați drumul la imagini, vă rog. Este o surpriză plăcută. Deci, iată, stimați telespectatori, municipiul Bistrița și dedesubt, claxonatul interzis. Deci, felicităm primăria. Fiind atașat acolo, înseamnă că pe raza municipiului Bistrița este interzis claxonatul. Și asta e la toate intrările, domnule? La toate intrările în municipiul Bistrița. Deci, aveți un câștig, iată, puteți avea o satisfacție. Mai departe. Da, au fost probți. Despre claxonat. E clar, deja e lege. Da. Dacă e claxonat lege, interzis, mă rog. Cine claxonat? Adică, nu știu, ce zice în lege? Dintre astea, pericole iminente. Excepția pericolelor iminente. Oh, e o chestie de sănătate publică, în fond, să știți. Aceste măsuri de interzicere a claxonatului sunt interzise prin lege, sunt interzise prin acele indicatoare care noi le-am afișat, sunt interzise prin hotărârea Consiliului Local 153 din 2009. Sunt Eu interzise. Mă simt obligat acum să le spun cetățenilor care doresc din acest moment să intre în direct noi că mai sunt